Până dragilor și bine ați venit la o nouă citire, de această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să vedem încotro se îndreaptă situația în care tu te afli în acest moment. Citirea este valabilă din momentul în care ai intrat pe acest videoclip. Este o citire generală, așa că o să te rog să iei de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația ta. Haideți să vedem! primele cărți. A început citirea. 9 de Aici vă văd puțin temători, obosiți, în a mai sta într-un loc. Poate sunteți aproape de punctul pe care îl doriți, dar vă simțiți obosiți. Altora vă este teamă Ați trecut prin multe, prin multe lupte. Și parcă mai e puțin, dar în unele cazuri poate fi și o mică lipsă de încredere, ca să spun așa. Bun. Avem lumea da, care reprezintă o încheiere de karmă. Deci voi sunteți într-o perioadă în care încheiați ceva anume, încheiați o karmă, încheiați o etapă mai puțin plăcută din viața voastră. Și, dragii mei, este foarte important de menționat aici faptul că cei mai mulți, poate nu conștientizați, dar vă aflați pe drumul vostru, sunteți în destinul vostru. Dacă stați puțin să vă ascultați sufletul, așa o să vă spun. Foarte frumos se vede aici faptul că sunteți protejați, aveți absolut tot ce vă trebuie în această situație. Și mai mult decât atât, vedeți că unii văd că aveți un succes de care parcă vă este teamă. Sau uh, pur și simplu vine o bucurie, o veste bună care ține de străinătate, de studii înalte, de călătorii îndepărtate De internet și parcă vă este teamă, nu, nu, nu sunteți deschiși da, Ia uitați, treceți printr-o transformare foarte mare și unii dintre voi cred că sunteți într-o trezire spirituală Trezirea spirituală din punctul meu de vedere este toată viața ușor, ușor mai conștientizăm câte ceva, mai aflăm câte ceva, mai simțim ceva nou, mai experimentăm ceva diferit. Este vorba de un final prin care voi treceți. Și este adevărat, în unele cazuri simt aici că sunteți foarte apăsați de anumite energii, se vede foarte clar acest aspect, dar pe de altă parte, repet, sunteți într-o perioadă de transformări. Sfatul este să lăsați aici puțin teama deoparte. E teama de necunoscut, vă este teamă să vă înălțați într-o relație, vă este teamă să încheiați o relație, vă este teamă să mergeți la nivelul următor. Pentru unii, nu știu, parcă vă este teamă să mai încercați o relație, mai ales dacă e vorba de ceva online, deci o relație la distanță sau mai ales dacă este vorba uh, de o relație cu o persoană care este mai uh, deschisă la minte, da, mai open mind. Unii văd că sunteți pe un drum foarte frumos, pe un drum lung în care o să fie nevoie să luptați, o să fie nevoie să fiți acolo prezenți, fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de un loc de muncă. Voi aveți aici de luptat foarte, foarte mult, dragii mei. O femeie, văd că ar putea să vă ajute mult, ar putea să vă ghideze foarte mult în ceea ce vreți voi să faceți. Și asta este absolut fantastic pentru cei mai mulți dintre voi. Poate fi un proiect pe un termen mai lung, poate fi o relație, o sarcină în unele cazuri. E un proiect pe care îl creșteți ca pe un copil, l-ați ținut ascuns o perioadă și acum, în sfârșit, l-ați dat lumii, în sfârșit, ați împărtășit aceste energii cu ceilalți. Să vedem mai departe. Aici văd o așteptare în care o să fiți puși. Da, e o așteptare care pur și simplu cere de la voi să vă maturizați din punct de vedere emoțional. Foarte intens acest aspect de comunicare online sau o distanță între voi și o mamă. Poate fi mama voastră sau o femeie care are un copil sau o femeie care are un rol de mamă pentru voi, că nu e neapărat mama biologică. Parcă unii abia acum învață să vă iubiți pe voi o călătorie îndepărtată pe care văd că o veți face lângă un loc cu apă sau lângă un loc știu eu mai exotic, un loc mai special, mai retras. S-a întors o carte 8 de spade. Unii e ca și cum mai aveți de vindeca ceva și o să reușiți în următoarea perioadă, cu siguranță reușiți și mai mult decât atât, vedeți că e un moment special. În care uh, parcă în sfârșit încheiați ceva, parcă trebuie să vă izolați undeva sau vreți voi să vă izolați de cineva, de ceva anume. Vedeți că, în legătură cu această etapă prin care voi treceți, uh, nimic nu o să mai fie la fel, în următoarea perioadă, cel puțin. Totul o să se schimbe. Totul. Bun, vă este teamă de un drum sau ați obosit în legătură cu o distanță. E foarte intens acest aspect. Vreți să vă mutați, vreți să vă luați o casă, vreți să faceți ceva și ați obosit. Regele de spade. Văd că uh, vă faceți planuri pentru un viitor foarte îndepărtat. Vă faceți planuri pentru o relocare în unele cazuri. Și vedeți aici că uh, nu știu, aveți o, o persoană, poate e o persoană mai în vârstă, o persoană înțeleaptă, ă, care se orientează foarte mult după mintea sa, deci după zona sa rațională. Este o persoană destul de rațională care v-ar putea sprijini și care v-ar putea ajuta în acest proces, în acest demers. Poate fi o companie mare, foarte cunoscută, în care lucrați sau în care vi se pregătește ceva frumos. În unele cazuri, vedeți că în următoarea perioadă veți avea o legătură foarte, foarte puternică cu mama sau cu o femeie importantă, dar această legătură poate fi ascunsă de ochii celorlalți. Sau mai văd aici o întâlnire la o vreme de seară. Pentru cei care vă doriți un copil, se poate, în schimb, nici voi nu o să vă dați seama când o să se întâmple. O să fie așa peste noapte. O protecție foarte, foarte mare pe care o aveți aici, în legătură cu o pasiune de a voastră sau în legătură cu o relație, poate într-o luptă de orgolii sau într-o discuție în contradictoriu, o ceartă. Acolo voi puteți avea parte de o protecție specială, de o protecție aparte în următoarea perioadă. La un moment dat, văd că uh, ori o să vă luați o pauză, o vacanță, um, ori uh, vă luați un concediu, și dacă e vorba de o relație, văd că o să vă gândiți serios să luați o pauză pentru a mai reanaliza, pentru a vedea exact cu ce veniți voi în relație și cu ce vine cealaltă persoană. Pentru cei singuri, la fel, parcă aveți nevoie de o pauză doar pentru voi. Sau unii vă puteți planifica o călătorie în depărtare, cumva în străinătate sau într-un alt oraș, la distanță de voi. 10 de spade. Regiu mei, aici uh, văd clar că pentru unii se cere să vă odihniți în următoarea perioadă și să consumați suficientă apă în primă în primă instanță. Unii auziți de un final care ține de o rudă sau de o persoană uh, apropiată de voi. Atenție foarte mare aici pe zona sănătății în unele cazuri, încercați să vă mai odihniți și nu vă supra suprasolicitați. Vedeți că veți avea la un moment dat o perioadă, dar asta mai târziu, în care parcă trebuie să dați față în față cu o frică de-a voastră. Știți să vedem despre ce este vorba? E vorba de trecutul vostru, care în unele cazuri văd că nu este foarte plăcut, văd că ați suferit mult. Ei, și voi puteți să luați acea energie pe post de benzină ca să vă alimentați pe post de energie. Transformați furia în pasiune, dragii mei. Aici. Și vă puteți elibera fără probleme. Ia, uitați! Să faceți lucrurile la un nivel înalt. De asemenea, văd că la un moment dat o să vă simțiți puțin. Uh, nu știu. Urmăriți da într-o relație într-o situație. Alții o să vreți să studiați la un nivel mai înalt, o să vreți să mai aveți câteva informații. Pentru că nu nu, nu e suficient sau faptul că cineva este mereu cu ochii pe voi, cineva mereu vă nu știu vă este uh, alături. Mereu uh, știe ceea ce faceți, parcă nu vă simțiți în largul vostru. Cineva aici, da, e adevărat, vă, vă, urmărește sau o să vă urmărească, dar nu neapărat într-un sens negativ. Dacă sunteți o persoană mai tânără, atenție la o nouă persoană care poate apărea și care v-ar putea rupe așa de prieteni, de lume și aici e bine să fiți foarte atenți. A ieșit și cavalerul de spade. Voi aici trebuie să mai vindecați ceva și o să reușiți, ori în relația voastră, ori în general vorbind. Dacă e vorba de faptul că la un moment dat o să considerați sau deja vă gândiți că vreți să mai studiați ceva, vreți să mai analizați ceva sau într-o relație vreți să mai aflați niște informații, reușiți, le aflați, dar mai durează, nu e acum și e după o perioadă ușor mai agitată, însă ideea este că toată această poveste va aduce o transformare uriașă din punct de vedere financiar. Deci ori vă găsiți un loc de muncă bine plătit, ori avansați, ori pur și simplu vă schimbați locul de muncă, vă găsiți un loc de muncă mai bine plătit. Iar alții e ca și cum vreți să deveniți independenți financiar aici. Se vede clar acest aspect. Dar să știți că e vorba de foarte mult sacrificiu și presupune să, să ieșiți din cutie, da? să să ieșiți din normalitate. Să faceți lucrurile diferit față de cum le fac ceilalți sau față de cum ați fost învățați voi până acum. Indiferent că e vorba de o relație, indiferent că e vorba de un loc de muncă, este foarte important aici să faceți ceea ce simțiți voi. Foarte, foarte important. Parcă vă dați seama că e cazul să vă respectați puțin mai mult și să vă cunoașteți adevărata voastră valoare. Dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate aici pentru voi. Avem așa, zodia Taur, Rac, Gemeni, Fecioară, Scorpion, Berbec, Leu, Săgetător, rac, pești, scorpion, cred că am mai spus. Mai văd uh, gemeni, balanță, vărsător, taur, fecioară, capricorn, dar nu e neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru voi în acest moment. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă aștept cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați și dacă doriți să mulțumiți puteți să apăsați butonul de like, abonați-vă canalului și de asemenea Puteți să apăsați și clopoțelul pentru a fi la curent de fiecare dată când apare un nou videoclip. Voi sunteți primii care primiți notificare și sunteți anunțați. Iar pentru cei care doriți să mulțumiți, puteți să dați videoclipurile mai departe, să recomandați canalul cuiva. Sau dacă doriți, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului și acolo aveți acces la anumite funcții bonus da, față de ceea ce primiți aici în mod public și de asemenea puteți să apăsați și butonul de mulțumire dacă așa simțiți. Vă mulțumesc și vă doresc multe, multe gânduri bune să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. V-am pupat!